Vorbim în cele ce urmează, doamnelor și domnilor, cu Ana Maria Bujor, senior editor Antena 3, despre o situație șocantă. Cum s-a evaporat dintr-un dosar celebru beneficiarul? În numele tatălui, Ioana Băsescu riscă în momentul acesta pedeapsă maximă, 15 ani de închisoare. Și în timp ce Adrian Năstase, ca beneficiar al foloaselor rezultate din adunarea de bani în campania electorală, știți deja dosarul Trofeul Calității, s-a dus la pușcărie. Ei bine, beneficiarul Traian Băsescu n-are nicio calitate în dosarul în care fiica sa riscă 15 ani de închisoare și protejata sa, Elena Udrea, 12 ani de închisoare. Ana, bună ziua! Bună ziua! E vreo disjungere măcar pentru domnul Băsescu? Nu. Nu este nicio disjungere. Am putea să încheiem subiectul ăsta foarte repede și foarte trist. Închide-ne într-o frază ce s-a întâmplat în campania din 2009 potrivit datelor procurorilor care cer acum pedepse maxime. Bun, potrivit datelor procurorilor, s-au obținut niște sume de bani, nu tocmai ortodox, spun procurorii, pe care le-ar fi administrat atât Elena Udrea cât și Ioana Băsescu, astfel încât campania electorală a lui Traian Băsescu din 2009 să fie foarte bine susținută prin prisma acestor sume de bani. Practic, beneficiarul, așa cum spuneai și tu puțin mai devreme, ar fi fost Traian Băsescu, doar că el nu apare nicăieri. Adică, ceea ce spun procurorii cumva, pentru că tot ei sunt cei care cumva spun acest lucru, este că Traian Băsescu n-a știut nicio secundă nici despre ceea ce face Ioana Băsescu, nici despre ceea ce face Elena Udrea, deși campania electorală era în numele său. Adică a fost așa, probabil acolo s-a întâmplat omerta, nu știu ce s-a întâmplat exact. Cert este că dumnealui, potrivit procurorilor, nu a știut nicio secundă de acest... Bun, în cazul lui Adrian Năstase, în alta curte, a zis că probatorii le-au dovedit fără echivoc faptul că inculpatul Năstase Adrian și-a exercitat influența și autoritatea ce decurgeau din calitatea de președinte PSD față de numiții, astfel încât să... Bun, ne amintim că erau lucruri cu totul diferite. Era Trofeul Calității... Era Adrian Năstase. Rezultatul. Năstase la pușcărie, Traian Băsescu, nicio calitate practic... în dosar. Era tatăl Ioanei Băsescu, adică nu era... Și nu era șeful politic. Apropiatul Elenei Udrea, deci nu era șeful politic. Udrea... Era apropiatul doamnei Udrea, adevărat că era și șef pe linie politică, având în vedere că dumnealui era șeful partidului, dar... Cred că era doar deținătorul... benzinăriei de la Palatul Cotroceni, unde venea doamna Udrea noaptea să pună benzină, că așa ne-a declarat public. Bun. Întrebarea este dacă e justiție. Doamna Cătăuță, aceasta este justiție? Aia pe care ne-am dorit-o cu toții în acești ani, pentru care au fost proteste în stradă, fracturi în societate. Când e aceeași speță... Povestea aceasta vă convinge că se face dreptate? Nu, deloc. Și când e aceeași speță, dar rezultatele sunt diferite, e un exemplu clar că ceva nu funcționează. Acum, toți cei care ne-am uitat la campania electorală din 2009, am văzut că domnul Traian Băsescu a beneficiat de o sumă foarte mare de bani, dacă vă uitați la afișaje, la toate... Da, au spus după aceea ministrii, 60 de milioane de euro ar fi costat campania lui, spunea Gabriel Sandu, ministru în cabinetul lor. Domnule Ungurean, se face dreptate? Eu sunt extrem de dezamăgit de munca procurorilor DNA și DICO din ultimii ani. Nu am ascuns asta niciodată. Ori în dosarele complexe dau rapid clasare pe chestii pe care eu le consider extrem de flagrante și am adus destul de multe fapte în mâinile procurorilor și au fost tratate ori cu indiferență, ori cu neglijență gravă. În cazul de față este o dramă, dincolo de faptul că Băsescu are protecție și are de foarte mulți ani și asta se vede cât se poate declara. Practic, drama este că tatăl își bagă în pușcărie fiica. Dincolo asta de orice, asta e absolut treaba lor. Absolut, deci absolut treaba lor. Această parte a dramei nu mă privește absolut deloc. Remarc însă sufletul dumneavoastră bun în această chestiune. Domnule Bota, se face dreptate? Vom vedea. Acum eu nu vreau să intru să analizez. Păi ce să mai vedem? Omul nu are calitate în dosar. Nu există. Se face dreptate în felul ăsta?
Eu sunt economist. Toate aceste dosare putem să apreciem de la distanță că sunt identice sau nu, sunt similare sau nu. Însă sunt foarte multe elemente de detaliu care pot să schimbe aceste aprecieri. Trebuie să ținem cont de faptul că va fi o decizie în primă instanță, care în mod cert va fi urmată și de un recurs și la final vom avea o soluție pe care să putem analiza. Recursul nu-l introduce pe Traian Băsescu, sunt nicio formă nicăieri, adică... Exact, deci nici la recurs, nici la post recurs, nici la eternitate, Traian Băsescu nu va avea nicio calitate, rămâne beneficiarul cinstit, nu? Naesel, așa evident, la un moment dat, rămâne într-un caz celebr. Așa, beneficiarul cinstit al lucrurilor necinstite întreprinse de fica și de protejata lui și de alți oameni din acest dosar.